Bună ziua și bine ați venit la o nouă conferință de presă a filialei județene a Partidului Noua Republică. Sunt Ștefan Bărgăuanu, președintele filialei. Și astăzi v-am invitat ca să vă vorbesc despre poziția partidului nostru față de proiectul Roșia Montană, față, bineînțeles, față de protestele derulare în curs. Și, de asemenea, despre schimbările în fiscalitatea schimbările aduse în codul fiscal de către guvernul Ponta. Înainte de a începe cu aceste subiecte, vreau să vă amintesc faptul că pe 17 am sărbătorit 2 ani de noua Republică. Suntem partid numai de, să spunem, de 9, de 10 luni, dar mișcarea noastră a apărut, iată, de 2 ani de zile. Ce vă pot spune ca om care n-a mai fost implicat în politică, asemenea majorității colegilor mei, nu a fost ușor și nu ne este ușor. În schimb, cu fiecare zi petrecută în viața politică românească, ne dăm seama că este nevoie de noi, de fețe noi în politică, de oameni care să aducă un alt suflu și un alt fel de a face lucrurile. Mai ales în contextul agitației, să spun, create de proiectul Roșia Montană, ne dăm seama că actuala clasă politică, într-adevăr, a ajuns la sfârșitul duratei ei de viață. Este posibil ca aceste proteste care se desfășoară în de câteva săptămâni să marcheze, de fapt, o schimbare de paradigmă în felul în care se desfășoară lucrurile pe scena politică românească. În esență, noi cei din Noua Republică ne opunem desfășurării proiectului Roșia Montană. Și de ce spun asta? Pentru edificare am să vă citesc că topul producătorilor de aur din lume, în conform cifrelor din 2012, în ordine descrescătoare. Pe primul loc avem China, pe locul 2 Australia, Statele Unite, Rusia, Africa de Sud, Peru, Canada, Indonezia, Uzbekistan și pe locul 10 Ghana. Acum, trecând pe lista aceasta, haideți să ne întrebăm în care dintre țările acestea ne-ar plăcea să trăim. Noi cei de față. Nu știu ce credeți dumneavoastră, dar eu în 4, cel mult 5, m-aș vedea trăind afară de România, bineînțeles, în Australia, în Statele Unite, în Canada, cu siguranță, eventual în Africa de Sud. De ce vă spun aceste lucruri? Resursele naturale sunt și o binecuvântare, dar și un blestem pentru țările care le au. Ce diferă? Prin ce diferă cele două categorii de țări în acest top 10? În alegerea noastră de dacă ne-ar plăcea să trăim acolo sau nu. Ce au diferit Australia, Statele Unite, Canada și Africa de Sud față de China, Rusia, Peru, Indonezia, Uzbekistan și Ghana? Ce este diferit? Că aurul au toate. Ei bine, ce este diferit este că țări ca Statele Unite, ca și Canada, au un sistem politic, au o clasă politică diferită față de clasă politică chineză, rusă și, în mod clar, și clasă politică românească. În țările civilizate nu avem de-a face cu o clasă politică prădătoare. O clasă politică ce își folosește resursele țării doar sau preponderent în interes propriu. Gândindu-ne la Roșia Montană, noi cei din Noua Republică ne punem întrebarea. Chiar vrem ca resursele subsolului românesc să fie exploatate de cei care au devalizat și au desființat industria care era în România în 1989? Chiar vrem ca resursele subsolului țării noastre să fie exploatate de către cei care au vândut flota? De către cei care au crescut datoria publică a țării
până la nivelul de 50 miliarde de euro? De cei care au cheltuit în ultimii 20 de ani în jur de 10 miliarde de euro pentru construcția de drumuri și autostrăzi? Pentru acest motiv, noi nu credem că România este pregătită în momentul de față să exploateze o resursă atât de importantă cum este aurul de la Roșia Montană. Noi, cei de la Noua Republică, suntem în principiu pentru exploatarea tuturor resurselor subsolului, suntem în principiu pentru investiții străine în domeniu, dar suntem convinși, cu baza experienței, că cei care ne conduc, și aici vorbim de întreaga clasă politică, deoarece toată povestea cu Roșia Montană începe de la 1995. Într-un fel sau altul, toți au fost implicați în acest proiect. Dar, așa cum reiese și din topul pe care vi l-am citit, cred că această binecuvântare se poate transforma în România într-un blestem. Deoarece, așa cum spunea un părinte îmbunătățit la Sihăstria, binele care nu-i făcut bine, tot rău se cheamă. Și mai credem că aurul de la Roșia Montană nu este decât, dacă vreți, salva de deschidere. Miza adevărată următorii ani se pare nouă a fi exploatarea gazelor de șist. Se spune că România ar avea rezerve de gaz de șist între 50 și 100, pentru 50 și 100 de ani de zile de consum. Ne este teamă că fără o elită, fără o țară modernizată, fără o elită care să servească intereselor țării, România ar merge fix pe drumul unor țări ca Mexicul, ca Nigeria. Știți cum se exploatează gazele în Nigeria, petrolul și gazul în Nigeria? Pur și simplu, companiile au platforme marine și au contracte încheiate direct cu guvernul și cu oligarhii nigerieni. Unii reușesc să exploateze resurse naturale, ceilalți își au comisioanele lor și în țară ce are. Nu cred că vrea nimeni să locuiască în Nigeria. Dacă ar fi să ne întrebați noi cu bine, cum ați face voi cei la Noua Republică, cum ați aborda voi problema exploatării resurselor subsolului? Primul pas, după părerea noastră, este să ne întrebăm de ce le exploatăm. Adică ce vom face cu banii. Și ne gândim că o soluție ar fi care este aplicată, de fapt, în majoritatea țărilor care au resurse minerale însemnate, ar fi constituirea unui fond suveran în care să se verse toți banii care sunt obținuți din exploatarea resurselor naturale. Altfel, fără acel fond suveran cu condiții clare, specificate, legea organică, în ce poate investi și care este destinația banilor, altfel banii ar fi folosiți, așa cum sunt și în momentul de față, pentru perpetuarea la puterea unei clase politice corupte. Referitor la protestele, la cei care au ieșit în stradă și au fost și reprezentanții ai noștri la actul în București, și în Iași, în Sibiu, în Cluj. Așa cum spuneam, avem deja 2 ani de Noua Republică și ceea ce unele dintre lucruri pe care oamenii le spun în strat, noi le spunem în arena politică de 2 ani de zile. Ne regăsim în reproșurile esențiale care demonstranții le aduc proiectului, ne regăsim în reproșurile pe care le aduc în principal guvernului Ponta. Și pentru edificarea noastră am aici un print al celor 15 propunere ale USL de guvernare. Și la punctul 8 avem respingerea proiectului Roșia Montană cu evaluarea corectă pe 3 zone. Respectul pentru mediu, protejarea interesului național și combaterea corupției politice. Acum, privit în retrospectivă, această propunere nu a fost decât demagogie pură, decât o manevră cinică din partea celor de la USL. Și acum, bineînțeles, totul se face împotriva lor. Ei, practic, sunt nevoiți să bea din aceeași otravă pe care i-au sărit pe alții în lovitura de stat de anul trecut. Se spune că nicio faptă bună nu rămâne nepedepsită, dar niciun rău, se pare că niciun rău nu, în versul, are metodele lui
se le întoarcă împotriva celor care fac. Cei de la OSL nu pot explica convingător întoarcere la 180 de grade în raport cu proiectul Roșia Montană și pentru ei probabil este începutul sfârșitului. Bineînțeles, noi, cei de la Noua Republică, nu împărtășim întru totul lucrurile care se strigă în viață. Noi vedem utilitatea capitalismului, vedem utilitatea pieței libere, vedem utilitatea investițiilor străine. De asemenea, luând în considerare, deși luăm în considerare și impactul ecologic și să spun asupra unor comunități locale, ne dăm seama că, de fapt, orice demers uman comportă riscuri. Și nu se poate, după părerea noastră, că la orice investiție majoră, să nu să conteze numai riscurile care ne le asumăm. Dacă ne-am privit numai la riscuri, de exemplu, n-am mai avea centrală atomoelectrică la Cernavodă, n-am mai exploata, uraniu. Toată lumea lucrează la antibiotice și mi-amintesc acum câțiva ani că avea acolo o substanță foarte periculoasă, foarte instabilă, pe numele pentaclorură de flor, pare mi se, sau de fosfor, cred că de fosfor. Și era destul de fosfor, nu? Da. Și îmi povestea că practic lucrau cu o bombă. Da? Dar uite că în orice activitate umană trebuie să punem într-un talger riscurile și într-un celălalt talger beneficii. Să vedem dacă ne asumăm sau nu ne asumăm riscul respectivei întreprinderi. Ceea ce a lipsit și lipsește în continuare celor de la USL, de la înălțimea celor 70% cu care nu mai este mai satul să laude, este transparență, este discuția cu oamenii. Pe de o parte, spui în mod cinic că atunci când îți este de folos, că te opui proiectul Roșia Montană și apoi când îți ție bine, te întorci și spui că deodată este bun. Și, mai rău, justifici cu faptul că am fost împotrivit pentru că erau ceilalți pentru. Ok. Considerăm că manifestațiile li se adresează, în primul rând. În același timp, simțim că, repet, ceea ce am început noi, poate timid, poate ca începători în ale politice, ce am început noi pe scena politică, ce am început noi pe net, multe dintre ele astea le vedem acum în stradă, cu oameni care au un alt etos. Noi poate, dacă suntem conservatori, nu, la capitolul spirit revoluționar, nu stăm chiar așa de bine. În fine, sperăm ca toate manifestațiile să nu degenereze la un moment dat. Ne îngrijorează mai ales partea de extremă stângă, cei care sunt de profesie anti-orice. Și vom mai ieși și noi în stradă să spunem și noi punctul nostru de vedere. Nu vedem o problemă fundamentală în ideea de a ne exploata resurse subsolului, bineînțeles, spre folosul actor mai mulți. Nu vedem o problemă fundamentală cu piața liberă. Noi nu suntem cei care cred că privatizarea ucide, cum spuneau unii acum un an de zile. Dar, în același timp, credem în mod foarte hotărât că actuala clasă politică nu trebuie să ajungă să exploateze resursele minerale. Oamenii ăștia mi se pare mie că sunt ca cei care stăpâniți de patima veției, sărace, și încep a vinde din casă. Știți? Astăzi vinde televizorul, mâine vinde aragazul, păi mâine vinde mobila și la urmă mai rămas. Cam așa mi se pare mie că este actuala clasă politică. Ei au vândut cam tot ce se putea vinde. Au lichidat cam tot ce se putea lichida, au mai rămas doar resursele naturale. După părerea mea, dacă tot sistemul ăsta politic, ieșit din FSM, tot sistemul ăsta politic post-decembrist, apucă să concesioneze, nu numai au gazul, petrolul și ce-o mai dat Dumnezeu în subsolul României, ei nu vor mai putea fi înlăturați democrații la putere în următorii 50 de ani. Vom merge exact pe modelul Mexicului,
în care câteva partide se tot rotesc între ele și toată oligarhia trăiește din bani obținuți din resurse minerale, din petrol, în cazul Mexicului. De asta noi suntem încântați de ceea ce se întâmplă, de certa efervescență intelectuală care apare. Chiar și afișele extreme care le au unii cu jos capitalism, ne oferă nouă ocazie să vorbim despre capitalism. Da? Ne oferă nouă ocazie să întrebăm, asta este piață liberă? Unul dintre punctele pe care le-am publicat acum 2 ani, cei faimoși 7 pași, sunt sigur că vă amintiți, susținem piața liberă fără drept la monopol. Avem noi piață liberă în România? Cum au ajuns cei de la Gold Corporation să atât de departe în discuțiile cu statul român? De ce nu aplicăm și pentru resursele minerale aceeași metodă care se aplică pentru spectrul electromagnetic, în telefonia mobilă? De ce nu scoatem la licitație internațională? Da. Și, repet, ne trebuie neapărat, înainte de a scoate vreun gram de pământ sau vreun metru cub de gaz sau vreun baril de petrol, trebuie să știm de înainte ce vom face cu bani. Iar noi altă soluție mai bună decât construirea unui fond suveran în care se verse toți banii și banii de acolo să fie folosiți nu pentru așa numite cheltuieli sociale, care în România nu înseamnă decât mit electoral. Da? Resursele minerale le poți exploata o singură dată. Ele nu sunt regenerabile. Cel puțin astea care le scoți din pământ. Ai scos aurul, nu mai apare alt aur în loc. Ai scos gazul, nu mai apare alt gaz în loc. Și atunci, noi ca și conservatori, vedem o legătură între generații care au fost, generația care este și cei care vor veni, știm că nu putem noi să vedem pur și simplu zestea țării. Și cei care vin după noi să nu aibă nimic. În momentul în care am pune bani într-un fond suveran și ne-am propune de acolo să finanțăm lucruri care în continuare să producă bani. Asta înseamnă, bineînțeles, un sistem de învățământ, înseamnă, bineînțeles, infrastructură. Și iarăși nu trebuie să reinventăm roata. Toate lucrurile astea le fac țări mai avansate ca noi. Le face în Europa, le face Norvegia, în primul rând. Dar chiar și țările mai puțin democratice. Toată lumea știe că unul dintre cele mai mari fonduri suverane din lume este fondul Emiratelor Arabe Unite. Chiar și China are un fond suveran cu care, ei nu îl finanțează din resurse minerale, îl finanțează din venitul din export. Au un surplus enorm la export. Aceasta este discuția care ar fi trebuit să o avem legat de Roșia Montană și, în general, de ideea resurselor minerale. Și, repet, din punctul meu de vedere, Roșia Montană este o comiză nesemnificativă în raport cu ceea ce urmează, și anume gazele de șist. Acolo sunt banii cu adevărat și ne vom trezi și acolo cu contracte semnate, cine știe cum, pierdute prin nu știu ce minister sau secretizate și nu mai pot fi secretizate pentru următorii cel puțin 20 de ani. Și așa cum nu știm, nu ne-a rămas nimic din cei 10 miliarde de euro cheltuiți de-a lungul anului de ADR, nu o să ne rămână nimic, sau nu ne-a rămas nimic aproape din ce au fost din Rusia Comunistă, nu o să ne rămână nimic nici de resursele subsolului. Și ca să închei subiectul ăsta, noi, de ce la Republică, suntem pentru exploatarea resurselor subsolului. Noi suntem pentru investiții străine, din punctul nostru de vedere, naționalitatea capitalului, naționalitatea investitorilor nu este un subiect de discuție decât dacă este afectată siguranța națională. Cei care se opun vehement ca resursele subsolului să fie exploatate de către un investitor străin, trebuie să dea și o alternativă. Noi de ajuns să ne uităm la resursele subsolului exploatate deja de statul român și să vedem că cel mai mare datornic la bugetul public este Compania Națională a Pâinei și să vedem care este expertiza noastră publică în exploatarea subsolului. Da? Nu înseamnă automat că orice contract care îl face cu o firmă străină trebuie să fie în defavoarea României. Cât uși de puțin. Inclusiv procentele de redevență, costurile, toate lucrurile astea sunt cunoscute la nivel internațional. Nu trebuie să inventăm, să știi cam care trebuie să fie redevență. O fac și alții. Dar bineînțeles, întrebarea este, putem avea încredere în aceiași oameni care produc un kilometru de autostradă, care fac, construiesc un kilometru de autostradă de 3 ori mai scump decât o fac vecinii noștri care au mai mult sau mai puțin aceleași condiții de mediu și de climă, de relief de climă.
Putem noi să avem încredere că acești oameni vor exploata în interesul țării aur sau gaz sau altceva? Noi cei la Republică credem că nu și credem că toți cei care au fost de-a lungul vremii implicați în proiectul Roșia Montană, într-un fel sau altul trebuie să răspundă în fața electoratului, nu altfel, bineînțeles. Fără... nu credem în... Noi suntem jucători pe scena democratică, nu pur și simplu contestatari. Al doilea lucru de care vreau să vă vorbesc este în toată agitația asta cu Roșia Montană, unele lucruri pot scăpa atenției publicului și vrem să aducem să le aducem la lumină. Primul lucru este valul de mări, valul de taxe și impozite noi și de mări la taxe și impozite existente care pe care le are în plan Guvernul Ponta. Guvernele Ponta 1 și 2 au modificat codul fiscal de vreo 14 ori din luna mai până în prezent. Ceea ce însemna o medie cam deodată pe lună. Noi ne sugerează să nu numai veșnica plângere că rău am de-a face, că nu, lucrurile nu sunt predictibile. Ok, nu sunt predictibile. Și faptul că lucrurile nu sunt predictibile, e predictibile în România. Și asta îți permite să faci oarecare planificare. Dar toată agitația asta Guvernului Ponta ne spune că oamenii ăștia au cam rămas fără bani și ei par a fi disperați. Cel puțin, dacă ei să ne uităm accize suplimentare la bere, nu mai spunem, impozitul și CAS pe creșterea exploatării animalelor și din valorificarea producției de origine animală, ok, ei au un deficit de finanțare la cheltuielile bugetului, bineînțeles. Și, în mod constant, singura lor soluție este, odată, să atace cota unică, să spună că aceasta este sursa tuturor lor, deși tot știm că această cota unică este o minciună, în sensul că nu înseamnă că în România avem fiscalitate redusă. S-au făcut calcule, avem dintre primele 5 fiscalități în Uniunea Europeană. Deja mai cota unică redusă în comparație cu alte țări, când toate celelalte contribuții, și vorbim de cele principale salarii, sunt la nivelul la care sunt. Și al doilea lucru care îl fac este să mărească impozitul. Ok, și spunem cu siguranță, ei pot, și scrisoarea de intenție către femei sunt puse motivele pentru care măresc impozitul. Astea sunt 2013. Dar la anul ce vor face? Dar la până unde poate să mărească impozitul? Au în cap o sumă? Au făcut un calcul că românul obișnuit dă cam 80% din salariul său, îl dă statul. Dacă punem toate impozitele, știți, noi în România, ca și în alte țări, de fapt, avem trupul ăsta, că se împartă contribuții de salariu în așa numite contribuții ale angajatorului și contribuții ale angajatului. Asta este o minciună. Toate contribuții sunt ale angajatului. Faptul că îi spune că sunt ale angajatorului, nu înseamnă. Tot din munca angajatului sunt plătite. După părerea noastră, cei de la... și nu e neapărat vorba numai de guvernul actual, trebuie să apeleze și la soluții mai curajoase. Eu, de exemplu, mă gândesc la soluții de genul... De fapt, în primul rând, trebuie să înceteze minciuna. Da? Trebuie să înceteze minciuna, de exemplu, în cazul asigurărilor. Cum ar fi asigurările de sănătate. Da? Trebuie să fim bineînțeleși pe modelul afirmației premierului în legătură cu sinistrații din Galați, care a spus că și cei care nu au avut asigurare pe casă, și cei vor urmează să primească despăgubiri. Dar atunci ce înseamnă? Că cei care și-au făcut asigurare pe casă sunt niște proști. Sau dacă nu sunt proști, sunt măcar fraie. Deci tot ce ai de făcut, nu, nimeni de fapt dintre noi n-ar trebui să plătim asigurare de casă. Pentru că tot ce ai de făcut este să-l aștepți pe premierul Ponta, că dacă se întâmplă, Doamne ferește, ceva cu casa care locuiești, el o să te zbăgubească oricum. Și atenție, nu spun prin asta că oamenii care nu își pot permite nu trebuie ajutați, nu asta spun. Dar trebuie să încetăm cu minciuna. Avem sau nu avem asigurări? La sănătate, iarăși.
Avem sau nu avem asigurări? Se poate, poate merge cineva cu, nu știu, cu mașina în, serviciu și spune să-i repar, să văd dacă nu are asigurare? Păi trebuie să ne hotărâm. Sunt asigurări sau sunt altceva? Urmează valul ăsta de mărire de, taxe și impozite anul ăsta. La anul, sincer să fiu, nu știu mai face. Bine, ei au ținta asta să scape musa cu, de cota unică. Asta lor le, stă în gând, e clar. Dacă se, se mărește și cota unică de la, nu știu, 16% la cât vor ei, atunci probabil vom avea cea mai mare fiscalitate pe muncă din Europa. Ce vreau să spun? După părerea mea, oamenii ăștia aleargă înspre un zid. Și nu știu dacă le este clar că oricât de repede se mișcă ei, zidul ăla nu o să cedeze. Ei vor fi cei care vor ceda. Da. Și pe o parte vedem mărirea taxei și impozite. Am numărat noi, sunt vreo 21 de taxe și impozite noi și vreo 7 sunt majorate. Deci pe de parte avem chestia asta și pe de altă parte avem ordinul cu numărul, stați când îi spun exact, ordinul Ministerului Finanțelor Publice numărul 1504/2013, la care se referă la, în esență este vorba că cei care sunt, sunt identificați cu averii incite, să-i spunem, trebuie să calculează un impozit de 16% și gata, banii s-au albit. Deci, pe de-o parte, sunt atât de puțin bani că impozităm țărani și mărim accesul la bere, și de altă parte, cei care au strâns averii incite toți anii ăștia, ei de ajuns să plătească 16%. Acum, noi înțelegem perfect conceptul de amnistie fiscală și aici nu e vorba despre asta. Asta nu este pur și simplu o amnistie fiscală. Noi credem că averile ilicite trebuie pur și simplu confiscate, trebuie impozitate cu 100%. Pentru că altfel, este o palmă dată tuturor celor care muncesc cinstit. Eu nu pot să-mi imaginez la mine, la firmă, cum ar fi să nu plătesc dările măcar o lună de zile. Avem încasat de destule ori TVA înapoi. Eu lucrez, știți, poate lucrez în IT și am ajutat cu multe IT și am softit și lucrez numai pentru export. Și ca urmare primim TVA înapoi. Pentru fiecare 2, 3, 4 mii de euro avem control. Iar alții este de ajuns să dea 16%. Ok. Vedeți cum se leagă lucrurile? Păi, pe de-o parte, cei care și-au făcut asigurări de, pentru casă. Și nu au costat, cine știe, cât o găină, cine știe. Pică de fraie. Noi ești la alți care ne plătim în, în fiecare lună de iar, suntem fraie. Cei de la, din USL fac cam ce-au făcut cam toate guvernele de, la Revoluție încoace, nu ne mai referim la perioada înainte, și anume bat calul care trage. După părerea noastră, trebuie, la un moment dat, și România va ajunge în zid. În sensul că va atinge nivelul maxim de îndatorare, să nu aibă niște trata asemnată și cu Uniunea Europeană. Este drept, că deocamdată, datoria publică, am zis că e vreo 38% din PIB. O putem duce până la 6% fără probleme. Se va ajunge și acolo. Se va ajunge și acolo. Dar ne vom uita la urmă și ne vom da seama că, deși ne-am promutat cu atâția bani, iarăși, nu avem autostrăzi, nu avem școli, nu avem spitale. Credem că de undeva trebuie să înceapă și hai să ne lămurim. Vrem sau nu vrem să avem asigurări pentru casă? Vrem sau nu vrem să avem asigurări de sănătate? Vrem sau nu vrem să avem contribuție la fondul șomaj, etc.? Dacă ar fi, după mine, una dintre soluțiile ce aș putea, care le-aș lua imediat, ar fi ca toate dările și impozitele care le avem de plătit pe salarii să le plătească persoana, omul. Nu ne mai plătesc, nu mai avem așa multe stopaj la sursă. Eu știu că sunt și dezavantaje majore la, această abordare, dar dacă noi avem încredere în cetățenii români să-și plătească singur factura la curent, să-și plătească singur factura la, telefon, la gaz și la ce mai fie, atunci trebuie să avem încredere în oameni că își vor plăti singur și contribuțiile la sănătate și toate celelalte. Ce-ar fi, ca dintr-o, nu știu, facem un plan și de acum în 6 luni de zile, noi toți, când primim salariul, o să primim, de fapt, ceea ce primim în momentul de față, brutul firmei sau brutul angajatorului.
Să fie răspunderea noastră. Când ne ducem acasă, după ce ne-am luat salarul, toate lucrurile care acum le plătește firma, să le plătim singuri. Așa cum ne plătim curentul, televizorul, gazul. Eu sunt convins că din următoarea lună, toți românii, deodată, ar fi conștienți unde se duc banii lor. Haideți să numărăm, haideți să vedem câți dintre cei care beneficiază servicii medicale în sistemul sanitar de stat, plătesc să asigură și câți nu. Și haideți să vedem. Le mai spunem că se asigură? Nu le mai spunem că se asigură? Dacă le spunem că se asigură, ok, cum finanțăm pe cei care au nevoie de servicii medicale ca, de noi, ca noi toți, de altfel, și nu și le pot permite? Până atunci, vedeți, acum, eu nu vreau să, eu la meserie, ca meserie sunt softist, nu vreau să mă dau ca fiind specialist în macroeconomie, dar niște lucruri se pot face, măcar să dezbatem, să începem dezbatere. Până atunci, guvernul Ponta mărește, introduce 21 taxe impozite noi și mai mărește alte 7. Și am mai venit și cu soluția asta, probabil ca să albească niște avere ale cui trebuie, să mai dai 16% dacă au reușit. Bă, rog, și aici este o întreagă poveste, că trebuie să decidă fiscul cui trimite, pe cine îl controlează. Nu are niște reguli foarte clare. Cam asta am avut eu să vă spun legat de taxe și impozite. Trebuie să ne gândim la lucrurile astea, pentru că, ok, anul ăsta mai încheiem încă un acord cu femeii, mai mărim niște taxe și impozite, dar întrebarea este la anul ce mai facem.